Primarul Ion Lungu a anunțat că ar putea fi reabilitată Casa de Cultură din Suceava cu ajutorul unor fonduri europene, întrucât clădirea este o entitate de interes public. Potrivit edilului pentru realizarea proiectului, Municipalitatea și Casa de Cultură ar urma să încheie un acord de asociere pentru a finanța întocmirea documentației tehnico-economice. Primarul a declarat că este optimist că vom găsi soluția legală și financiară să salvăm Casa de Cultură. El a discutat deja cu directoarea acestei instituții, Rodica Brânză, despre banii primiți de la municipalitate pentru investiții, care se ridică la suma de 300.000 de lei. Potrivit primarului, din acești bani s-au făcut deja unele îmbunătățiri, cum ar fi schimbarea mochetelor, a huselor la scaune și montarea a 6 aparate de aer condiționat de mare capacitate pentru încălzirea scenei și a sălii de spectacole. Cu toate acestea, clădirea este afectată de infiltrații de apă care au dus la deteriorarea fațadei. Bucăți de fațadă cad de pe pereți, ceea ce reprezintă un pericol pentru trecători. Prin urmare, reabilitarea Casei de Cultură este o prioritate pentru autorități. Primarul a subliniat că este necesară o soluție rapidă pentru a preveni deteriorarea clădirii și a asigura condiții bune pentru organizarea de evenimente culturale. Reabilitarea Casei de Cultură ar fi un mare câștig pentru comunitatea locală, întrucât instituția este un important centru cultural din Suceava. Dacă proiectul va fi aprobat și finanțat cu fonduri europene, clădirea va putea fi modernizată și va oferi condiții mai bune pentru organizarea de spectacole și evenimente culturale diverse.